Eu când eram mică, părinții mei spuneau: nu are rost să mai mergi la studii, că ce rău m-ai mai văzut învățat să ajung să fac ceva. Eu nu îmi spun copiilor mei că tu dacă ești rom nu trebuie să mergi la studii. Am fost discriminată și a fost foarte dureros, dar discriminarea nu a început acum când deja eu sunt matură și am început să realizez lucrurile acestea. Am fost discriminată chiar din clipile de când eram elevă în școală. Glume pe seama că sunt romă în permanență. Auzeam chiar și în școală și cu vecinii. Deja când trebuia să merg în clasa noua, nu mai doream să merg la școală. Datorită unui profesorului, dirigintelui de școală, care a venit la noi acasă și mi-a convins părinții că eu trebuie să merg să finisez școala. Am început de jos, dar am ajuns la o treaptă unde aș putea să fiu model, de exemplu, pentru copiii mei sunt un model. Când am început să activez și să mă expun opinia în societate, vedeam că vocea mea nu este auzită și mă simțeam că undeva etnia mea este în umbră și majoritatea oamenilor duc cont de stereotipuri. Dar am avut o dorință foarte mare să schimb părerea oamenilor. Fiind o femeie de etnie romă, am vrut să fiu un model pentru alte femei. Am început să activez voluntar din 2012. Am avut noroc de familia mea care m-a încurajat. Din 2014 am început să activez oficial în cadrul primăriei, în calitate de mediator comunitar, și am încercat prin orice modalitate să-mi susțin, să-mi încurajez etnicii romi din comunitate. Consilierii locali au spus cu voce tare: noi nu ne dorim un țigan în primărie. Dacă o să-i dea banii de la romii lor, lasă să lucreze, să activeze. Nu dăm bani din buzunarul nostru. Am avut încurajarea din partea primarului, unei prietene care activează în cadrul primăriei, care m-a încurajat și mi-a spus că tu poți, tu trebuie să le demonstrezi că chiar dacă ești de etnie romă, tu poți și trebuie să schimbi părerea oamenilor despre romi. Este o comunitate foarte închisă. Eu, în comunitatea mea, am încercat să schimb viziunea oamenilor prin atragerea unor investiții în dezvoltarea comunității. Noi trebuie să facem ceva pentru toți, fiindcă noi trăim în societatea aceasta și lucrurile trebuie să înceapă de la noi. În Republica Moldova, să fie o femeie de etnie romă, pentru mine este o mândrie. Trebuie să promovăm lucrurile frumoase și ceea ce ține de nedreptate, că oamenii fură, oamenii amăgesc, peste tot este aceasta. Nu trebuie să legăm lucruri rele de o etnie sau de o minoritate. Secretul puterii mele, cred că este dorința asta interioară și am vrut foarte mult să-mi schimb gândirea și cred că mi-a reușit.